dacă avem sau nu o predispoziție către auto -umilire, se va vedea din atitudinea față de propunerea ca Marc un mare și constant dușman al României, să devină secretar general NATO. Dacă vom ști să utilizăm instrumentele, Legale pe care le avem la îndemână, în speță dreptul de veto, înseamnă că mai avem coloană vertebrală în sens național. Dacă nu, nu. Victor Orban a dat însă tonul și întrucât Marc Rute, cât a condus Olanda, a dovedit dușmanie atitudine noastră nu numai față de România, ci și față de Ungaria. Iată că Victor Orban a anunțat deja că se opune acestei candidaturi.